fiecare în comparație cu bicicleta, e o roată în plus. Cu cât am depășit, aici numărul, ca să fie atent, cu cât am depășit numărul minim de roți pe 14 până la 16? Cu 2, da? Acest 2 îmi indică numărul de, că fiecare roată indică o tricicletă în plus. Deci numărul de triciclete. Deci numărul de triciclete. Asta înseamnă că avem câte triciclete? 2. Da? 14 față de 16. 2. Și 5 biciclete. Deci răspunsul corect este cât? Să spunem 5 biciclete și 2 triciclete. Și acum să facem proba. 5 ori 2, de 5 ori 2, 2, 2, 2, cât am zis cât face? De 5 ori. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 14. Nu, de 7 a fost ăla. Dar de 5 ori, a fost și problema anterioară. 10? 10, mai discutăm. Deci ai 5, 10 roți aici. Și la 2 triciclete, câte roți sunt? La 2 triciclete, o singură are 3, cele două vor avea? Sigur că da. 6. 6 roți. Total, cât facem aici? 10 și cu 6, 16 roți. Exact cum am spus. Deci a fost bine. A fost corect făcută. Acum, tot 7 biciclete, nu, 7 în total, dar acum a doua problemă, de 7 total, numărul de roți, să-l dau eu? Îl dau eu. 17. 17 roți. Dau răspunsul rapid. Dau răspunsul rapid. Câte biciclete, câte biciclete? Nu e o păcăleală. Nu? Dar spune tu dacă 17 e păcăleală. Se încadrează între 14 și 21? Se încadrează. Vreau neapărat să-mi dai răspunsul rapid. Păi, când au fost cu 16 roți, am zis 5 biciclete și 2 triciclete. Acum cu 17 roți. 4 biciclete? Exact! Cu roate în plus, am făcut-o pe bicicletă, am făcut-o triciclete. Cu alte cuvinte, 4 biciclete și 3 triciclete. Întrebarea este aici, te rog. Spunem, dacă e corect, să vedem de 4 ori câte 2, câte roți face. De 4 ori câte 2? Da. Deci 8 roți. Iar de 3 ori câte 3? 9. Și hai să le adunăm pe total. Cât fac? 8 cu 9? Hai, spune-mi, dă răspunsul că scrie. 17. Deci am dat răspunsul corect. Mai formăm repede tot o altă problemă. Tot cu 7 total. Și numărul de roți dăm tu, repede. Nu văd, ai importanță ultima, dar... Numărul de roți? 20. Se încadrează? Nu. Păi, între cine și cine trebuie? Da. Se încadrează, 20 roți. Acolo trebuie să fii tot timpul cu ochiul. Și spune-mi acum, repede, dar tot dintr-o singură privire, spune-mi repede câte biciclete și câte triciclete. 6 biciclete. 6 biciclete și una tricicletă, da? Să vedem dacă se recoiectă pe formă. De 6 ori câte 2, 2, 2, 2, 2, de 6 ori, cât face? Deci 2, 2, 2, 2, de 6 ori.
12? Păi 12, sigur că da. Și aici o tricicletă. Simți că nu merge, da? Are 3 roți. Și atunci... Oh, 15. 15 roți, nu-i bine. Deci n-a fost o repartiție corectă. De fapt, tu te-ai gândit așa. Că pe 14 l-ai depășit până la 20, cu cât cu? 6, da? Și atunci 6 la nu bicicletele. Sunt tricicletele 6. Că roțile acelea am pus la tricicletă vin. Da? Da. Deci 6, 6 înseamnă, ce înseamnă? 6 triciclete și o singură bicicletă. O bicicletă și 6 triciclete. Și iată cum ne iese 2 aici și de 6 ori câte 3, adică înseamnă 3 de 6 ori. Face 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3. Și noi facem așa. Ăștia 2 de 3 cât fac? 6. Ăștia la 2 de 3 cât fac? 6. Și ăștia la 2 de 3 cât fac? 6. Ăștia 2 de 6 cât fac? La mine cât? Aici, da? 12. 12. Și cu asta ăsta? 12 și cu 6? 18, sigur că da. Deci, nu zici 3 plus 3, 6 și cu 3, 9 și cu 3, 12 și cu 3, 15 și cu 3, 18 și așa se poate. Dar cel mai rapid este varianta asta în care gândim și pe echipe. Deci, observ, aici am zis că facem 18, atunci total face 20 și 20, da? Cum ai spus tu? Deci, răspuns corect. A patra problemă, te rog să-mi dai tu, deci 7 total, de 7 total și roți, te rog să fixezi tu numărul de roți. Ce număr de roți fixăm? 21. Toate sunt triciclete. Răspuns rapid, nu? Deci răspunsul cum? 7 triciclete. Am vorbit acum, sigur că da. Avem un răspuns rapid. 7 și 0 biciclete. Bun. Dar dacă schimb eu aici, să spunem, nu 7, ci 10 total. Total 10. Biciclete și triciclete. Ce trebuie să ne interesăm pentru roți? Să vedem numărul maxim. Da, suntem la lecție aici. Nu e, lecția durează o oră, da? Suntem atenți și urmărim aici. Deci care e numărul maxim acum de roți? Te rog să-ți fixez numărul maxim de roți pe care îl avem dacă 10 sunt în total. Deci 10 sunt în total. Și atunci să vedem care e numărul maxim de roți. Da? Care e numărul maxim de roți? Dacă ar fi toate 10, toate 10 dacă ar fi biciclete, câte ar fi toate 10? Câte roți așa, da? Dacă toate ar fi, toate 10 ar fi... Păi hai să vedem, dacă toate ar fi, câte ar fi biciclete, câte roți am avea? Toate ar fi biciclete? Da, câte roți am avea? Toate 10. Toate 10 ar fi biciclete, câte roți am avea? Dar de ce 6? Poate că sunt 10 și încă o dată 10. 20? Păi de ce să pierdem 30? Timpul? Și 30 numărul maxim. Deci maxim 30 roți și aici 20 roți. Vezi? Și acum dă tu un număr cuprins între acestea. 20. 20, mergem în mâna ta. 10 roți. Și răspunsul cât e rapid? Mă întreb. Hai.
hai. Oh, doar biciclete. Doar biciclete. 10 biciclete și 0 triciclete. Am făcut-o și pe asta. Altă problemă, tot aici cu 10. Tot asta. Numărul de roți. 26 roți. Poți să-mi dai răspuns rapid? Fai, de tot să spui doar atâtea biciclete și atâtea biciclete. 26. Poți să dai răspunsul. 26 îl depășește pe 20 cu cât? 6. Și acelea 6, fiecare indică câte o bicicletă. Că față de bicicletă doar câte o roată în plus. O roată, o roată. Deci câte sunt? Câte triciclete sunt? 6 triciclete. 6 sunt. Că fie... Deci asta e poanta. Poanta este asta. 6 triciclete. 6 triciclete. Numai un singur. Nu. Și 4. 4 biciclete. Hai să facem proba să vedem dacă este așa. 6 triciclete cât face? Cât fac? Cât îmi indică? Ce înseamnă 6 triciclete? Câte roți obții la 6 triciclete? Trei de 6 ori. Am mai avut asta. Am mai avut. Chiar acum am discutat recent. Cât au făcut 6 și ăsta de 3 ori? 3 de 6 ori. De 6 ori câte 3? 3. Hai să mai vedem încă o dată. 3 plus 3, o echipă și-o fac 6. Iar 3 plus 3, cealaltă echipă și-o fac 6. Și iar 3 plus 3 și iar încă o dată 6. Cât fac aceștia? 6 de 3 ori. Să mândresc un pic. Optsprezece roți. Iar 4 biciclete? Scuze. Da? 4 biciclete? 4 biciclete... 6 8. Dar, o să gândești așa. Foarte rapid. Bicicleta nu are două roți. Și odată 4 și încă o dată 4. Și atunci, vă zici 2 plus 2 de 4 ori. Zicem, de 2 ori câte 4. Da? Și 2 ori 4 face 8 roți. E bine. Și acum, 18 plus 8. 18 plus 8 egal cu 26. 26 roți. Deci corect ai gândit. Altă, tot cu 10 roți. Dar vreau neapărat 10 total. Și, uite, îți dau eu, 27 roți. Acum, răspuns rapid. Răspuns rapid. 27. 7 triciclete. Și 3 biciclete. Și 3 biciclete. Hai să facem proba. Cât face de 7 ori câte 3? 3. 21. Că mai vine încă 3. Că doar data trecută am văzut că au făcut la 6 triciclete, au venit 18 o semană. Da? 18 roți. 10. Acum 21 ai zis. 10. Și aici? 10. 6. 3 ori 2. 6, nu? 3. Da? 6 roți. Și în total fac 27 roți. Nu se poate. Dar e prins de poartă. Acum, să văd dacă rapid tot așa mai 10 total.
Și vreau să fie 29 roți. 29 de roți. Rapid despre 9 roți. Câte biciclete, câte triciclete? 9 triciclete și una bicicletă. Și atunci răspunsul este câte roți aici pentru 9 triciclete? 7 roți. Câte au fost? 21. 27. Cum ai gândit? Încă două triciclete. Care înseamnă 21. Deci două triciclete care înseamnă 6 roți. Și cu 21 fac 27 roți. Da? Iar o singură bicicletă înseamnă două roți. Și în total 29 roți. Și să văd la asta o rotă. Acum, dacă te-ai prins, 10 biciclete, 10 total, 10 total și 22 roți. Și 22 roți. Două triciclete, că pe 20 l-o depășit cu 2. Două triciclete, că nu a fost 2.